Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragele mele, și pentru că este vineri și v-am promis că în limita timpului pe care l-am o să încerc și o să mă străduiesc și sper să și reușesc ca în fiecare vineri să vă propun câte un model, propunerea de astăzi este modelul cu steluțe evidențiate. Este un model spectaculos, frumos, care se pretează la foarte multe tipuri de lucrări pe care vrem noi să le facem. Pot fi făcute genți, plovărașe, bluze de primăvară-vară, paltoane, pardesie, poate fi folosit modelul chiar și la cizme, în parte de sus. E un model spectaculos, frumos și se pretează pentru orice tip de lucru pe care vreți voi să-l faceți cu croșeta. În funcție de grosimea firului și numărul de la croșetă. Aici eu am lucrat cu un acril subțire. E un fir primit de la cineva din fabrică. E un fir foarte subțire. E firul care se folosește înainte de a fi răsucit acolo în fabrică. Este foarte subțire, deci eu am lucrat aici cu firul în două și am folosit croșeta 1,25. Vreau să-mi fac o bluză. Am pornit deocamdată, nu știu exact cum ce voi termina, deci am pornit circular și voi vedea, mă voi hotărâ pe parcursul lucrului pentru că îmi rămâne foarte puțin timp de a lucra pentru mine. Deci am lucrat cu croșeta 1,5 cu firul acesta subțire. Astăzi, pentru a exemplifica în tutorial, voi lucra cu un fir mai gros. Sincer o să fiu, nu știu cum îi spune firului, ca de obicei. E un fir pufos. Oricum se pretează la o croșetă, adică se potrivește perfect la o croșetă 3,5. Cred că merge și cu 4 să iasă un pic mai moale, mai lejer. Eu cu 3,5 am încercat și iese foarte, foarte bine. Deci cu croșeta 3,5, oricum înainte de a vă apuca de oricare lucrare, ar trebui să faceți o mostră întâi. Faceți modelul cu croșeta potrivită la firul dumneavoastră, lucrați, puneți un anumit număr de ochiuri de lanț pe modelul acesta, la modelul acesta, se pun multiplu de 6 plus 1 pentru a ieși modelul, așa, cred că mai degrabă multiplu de 12 plus 1 ca să fie exact la început și la sfârșit, la o formă dreptunghiulară, să pornim cu același tip de, cu aceleași puncte. Deci, multiplu de 12 plus 1. Așa, și după ce terminați mostra, în timp ce faceți mostra, vă obișnuiți și cu modelul, apoi după ce lucrați în jur de 10-15 cm, măsurați și vedeți exact cum puteți încadra în lucrarea voastră, la ce v-ați hotărât voi să lucrați. Deci firul vom porni, vom face, deci multiplu de 12 plus 1, eu voi face 36 de ochiuri de lanț plus 1, 37. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, plus încă un ochi. Mostra poate fi făcută mai mică. Eu vreau, am făcut-o un picuț mai mare. Când am testat prima dată, am făcut doar pe 24. 24 cu 1, 25. Da, vreau să punctele de model să fie mai multe ca să vedeți pe un fir mai plin cum se așează. Deci avem 37 de ochiuri de lanț. Facem 4 ochiuri de lanț. Și toată lucrarea noastră se face cu punct triplu, cel mai adesea. Deci avem punctul triplu, un punct triplu și punctul scurt, atât. Dar punctele triple sunt cele care formează steluțele și felul cum le prindem între ele. Acum, deci am făcut încă 4 ochiuri de lanț. Ăsta este practic piciorușul din margine, cele 4 ochiuri de lanț, nu fac parte din bază.
Deci dăm de două ori după croșetă pentru că facem piciorușe triple și băgăm în 1, 2, 3, 4, în al 5-lea. Și facem 3 piciorușe triple aici, în acest loc. 1, 2, 3. Exact în același ochi, da? Am numărat 5 în al 6-lea. Exact în același loc, în cel de al 6-lea, facem 3 piciorușe triple. Acum, un ochi de lanț și înumărăm 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea facem un picioruș scurt. Un ochi de lanț, dăm de două ori după croșetă și în 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea vom face două grupe a către trei piciorușe triple despărțite de trei ochiuri de lanț. Deci, două grupe. Prima grupă o facem de piciorușe triple. 1. Exact în același loc, în același ochi. 2. Trei. Trei ochiuri de lanț. Și încă o grupă de piciorușe, de 3 piciorușe triple, că am zis că facem două grupe exact în același loc. Un picioruș, două, piciorușe triple, pentru că scoatem de 3 ori. Dăm de două ori după croșetă și scoatem, deci am făcut 3 piciorușe triple, 3 ochiuri de lanț și încă 3 piciorușe triple exact în același ochi. Acum, repetăm, un ochi de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea, picioruș scurt, un ochi de lanț și repetăm de două ori după croșeta, 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea, facem cele două grupe de piciorușe triple, despărțite de trei ochiuri de lanț. 1, exact în același ochi, scoatem de 3 ori, deci dăm de două ori după croșetă, băgăm exact în același loc, scoatem firul, apoi scoatem o dată, de două ori, de 3 ori. Am făcut 3 piciorușe triple, 3 ochiuri de lanț, dăm de două ori după croșetă și mai facem încă o grupă de 3 piciorușe triple. 1, 2, 3. Un ochi de lanț una, două, trei, patru, cinci în al 6-lea picioruș scurt, încă un ochi de lanț, de două ori după croșetă și exact în capăt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ar fi trebuit să fie exact în capăt. Mai rămâne un ochi, cred că n-am înumărat bine. Exact în capăt trebuia să potrivească. Aici facem doar 3 piciorușe triple. Exact în același loc. Întotdeauna, la o formă dreptunghiulară, la început și la sfârșit de rund, o să fie jumătate din model. La toate tipurile de modele am văzut lucrul ăsta. Deci. 3. Și încă un picioruș dublu. Ați văzut că aici am făcut ochiurile acestea de lanț. 4 ochiuri de lanț. E practic piciorușul dublu de pe margine.
Da. Și mai facem, deci, încă un picioruș ca să fie 4. La fel ca la început, să avem 4 și la sfârșit. Dăm de 2 ori după croșetă. Ăsta este primul și ultimul, practică separate de model. Cele 3 fac parte din model. Da? Cele 3 de aici și de aici. Dar pentru că am pornit aici cu ochiul de lanț, o să vedeți, pentru că ca să poată evidenția modelul. Are rostul lui și piciorușul ăsta al 4-lea aici, de la început și la sfârșit de rând. Deci am făcut acum un ochi de lanț, răsucim, facem un ochi de lanț imediat în următorul și acum vom porni rândul 2. Facem 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și vom lucra cu piciorușe triple, la fel, luate pe dedesubt, pe fața lucrului. Aceasta este fața, da? Stabilim. Deci, dăm după croșetă, băgăm pe dedesubt, deci pe sub piciorușul triplu, pe fața lucrului. Scoatem firul și scoatem de două ori. Doar de 2 ori. Lăsăm neterminat. Deci piciorușe triple, dar neterminate. Deci nu ne ducem până la capăt. Da? Nu scoatem până la capăt. Deci dăm din nou după croșetă la următorul picioruș triplu, de pe rândul anterior. Băgăm pe dedesubt prin față. Deci scoatem o dată de 2 ori. Lăsăm tot pe croșetă, din nou, dăm după croșetă, la următorul, din cele 3, din margine, pe dedesubt prin față, scoatem o dată, de 2 ori. Deci la cele 3 de aici de la început. Acum continuăm și cu următoarele 3 din secvența următoare. Facem exact același lucru, fără niciun fel de pauză. Deci dăm după croșetă în continuare și băgăm pe dedesubt, prin față, piciorul triplu neterminat, pentru că scoatem doar de 2 ori. A treia oară nu. Rămâne ultimul ochi, rămâne pe croșetă. O dată. De 2 ori. Stați că n-am dat de 2 ori după croșetă. De 2 ori după croșetă. Băgăm în următorul. O dată. De 2 ori. De 2 ori după croșeta și în ultimul din grupa astălaltă. Și acum noi avem aici pe croșetă, uitați, sunt de la cele 3, deci avem primul ăsta care era de la ochiurile de lanț și încă 2, 4, 6, deci în total sunt 7. Și acum scoatem prin toate. Am scos prin toate odată. Vedeți, deja se formează o parte din steluță. Acum facem 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Băgăm, ori ne prindem de aici, fiecăruia cum îi place. Deci ori ne prindem de aici și facem picioruș scurt, da? După cele 5 ochiuri de lanț, ori băgăm pe dedesubt. Cum vreți voi. Sunt multe persoane care bagă, deci aici avem 3 ochiuri de lanț, exact în ochiul din mijloc, de la astea 3. Deci picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Și acum vom repeta cu piciorușe triple neterminate, luate în grupa aceasta care se duce, deci este aplecată spre stânga și grupa aceasta aplecată spre dreapta. Practic le unim într-un singur ochi la final. Deci, după cele 5 ochiuri de lanț, dăm de 2 ori după croșetă, băgăm prin față pe dedesubt, deci băgăm pe rând la fiecare picioruș triplu neterminat, la fiecare din cele 3, apoi la fiecare din următoarele 3. Sper că ați înțeles. Deci, o dată de 2 ori, lăsăm pe croșetă, dăm de 2 ori după croșetă, băgăm pe sub următorul prin fața lucrului, o dată de 2 ori, lăsăm pe croșetă,
al treilea, o dată de două ori. Lăsăm pe cloșetă și trecem la grupa următoare. Asta la alta plecată spre dreapta. Următoarea grupă. Tot pe dedesubt, exact la fel. Deci o dată, stați că n-am dat de două ori după cloșetă, deci de două ori, o să vă dați seama, dați înapoi, n-are nimic. Și eu mai greșesc, și nu o dată, greșesc destul de des, și refac. De două ori după croșetă, în următorul, ăsta e al doilea, din cea de-a doua grupă, și încă o dată, o dată și încă o dată. Deci am făcut piciorușe triple neterminate, luate pe dedesubt prin fața lucrului, la grupa aceasta plecată spre stânga și la grupa aceasta practic se unesc într-un singur ochi. Acum, scoatem prin toate într-un singur ochi. Acum, 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Avem aici 3 ochiuri de lanț, băgăm exact în mijloc. Picioruș scurt. 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5 și repetăm exact cum am făcut și la floricelele anterioare, la steluțele, floricelele. Am făcut atâtea floricele cât numai floricele am în cap. Așa, două ori după croșetă, lua prin fața lucrului, încă o dată, de 6 ori, practic. Bine, pentru că avem două grupe, a câte 3. Așa, am terminat prima grupă, acum trec la cea de-a doua. Și la ultimul. Și astfel am terminat rândul 2 de la steluță. Am făcut 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Și ne vom uni exact aici, deasupra piciorușului triplu de la început. Deci am prins cu piciorul scurt aici. Acum facem un ochi de lanț, întoarcem și facem un picioruș scurt exact în primul aici. Acum, rândul următor. Deci facem un ochi de lanț, așa, dăm de 3 ori de pe după croșetă și aici, exact în punctul unde au fost unite steluțele, deci în primul ochi, aici, unde din șirul celor 5 ochiuri de lanț, unde au fost strânse toate 6 piciorușele, exact aici, în locul ăsta, vom face două grupe a câte 3 piciorușe triple despărțite de 3 ochiuri de lanț. Adică, practic, repetăm rândul 1 de după lănțișor. Deci, aici, exact aici. Deci, am dat de două ori după croșetă și aici. Deci, facem prima grupă de 3 piciorușe triple. Deci, una, două, 3 fără, deci le lăsăm pur și simplu, facem 3 piciorușe triple fără să le strângem. Facem 3 piciorușe triple unul după altul, da? Așa. Acum, 3 ochiuri de lanț și
și încă 3 piciorușe triple, exact în același loc. 1, 2, 3. Uitați, pe față deja se formează prima, aproape se formează, se vede prima steluță. Astea au fost, deci, grupa celor trei piciorușe înclinate, deci dinspre, înclinate spre dreapta, adică le vedeți, uitați, unite aici în punct. De cele două grupe și acum încă două grupe care pornesc din același punct. Practic, steluța e formată din, observați, patru grupe pornind din același punct, alternativ, patru grupe pornind din același timp. Vedeți că, în practic, sunt doar două rânduri, două tipuri, două secvențe de model. Acum repetăm exact ce am făcut pe rândul, pe primul rând. Deci, după ce am făcut cele două grupe, un picioruș scurt, aici unde ne-am unit cu picioruș scurt și pe rândul anterior, tot aici, exact în același punct, un picioruș scurt, deci am făcut un ochi de lanț, picioruș scurt, din nou, și încă un picioruș scurt. Și acum se repetă, dăm de două ori după croșetă, exact unde au fost cele două grupe de câte trei unite, exact în primul ochi aici, se vede, se vede, se vede foarte bine. Deci, vedeți, unde au fost, asta este ochiul, primul ochi de lanț, unde au fost unite cele două grupe, unde am strâns toate ochiurile într-un singur punct, am dat de două ori după croșetă, aici vom face cele două grupe de câte trei piciorușe. Uitați așa, da, piciorușe triple terminate, până la capăt. 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț și exact în același punct, 1, 2, 3, un ochi de lanț, exact aici unde ne-am unit cu picioruș scurt pe rândul anterior, exact aici vom face din nou un picioruș scurt, un ochi de lanț, vezi că modelul este foarte, foarte ușor și este spectaculos. Și acum, ultima parte, deci unde au fost unite cele două grupe, în primul ochi de aici, uitați că se vede foarte bine, exact aici, vom face cele două grupe. 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, încă o grupă, două, trei, un ochi de lanț și aici, stați așa ca să nu... Deci lăsăm un ochi aici, un ochi de lanț și în al doilea prindem cu picioruș scurt. Acum facem patru ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț
dăm după croșetă și vom strânge cele 3, pentru că nu mai avem cum să strângem, deci suntem exact în margine. Și observați, ele se văd, următoarele care se vor strânge. Uitați, modelul îți arată și ne cere. Deci am făcut, ăsta le-am strâns, deci asta este steluța. Următoarele le vom strânge într-un singur punct, pe acesta și pe acesta, pe acesta și pe acesta, la început și la sfârșit de rând. Acum vom strânge doar jumătate, pentru că nu avem în partea asta la altă cum să strângem. Observați că se vede, se vede clar, se văd secvențele care merg unite. Aici. Strângem doar jumătatea aceasta. Deci piciorușe triple luate prin față, neterminate. Și am strâns acum 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Se repetă rândul 2 de la steluță, exact cum am făcut acolo. Picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și pe următoarele le vom strânge, exact cum am făcut pe rândul pe față. Deci pe față vor fi, este secvența aceasta cu 5 ochiuri de lanț, picioruș scurt, încă 5 ochiuri de lanț și strângem, iar pe partea cealaltă practic continuăm steluța făcând următoarele două petale de la floarea steluță sau vârfurile de la steluță, nu știu cum se spun. Părțile celelalte, din cele 4, celelalte două, le pornim. Și acum strângem. Dăm de două ori după croșetă, luăm prin față. Mă străduiesc să mă exprim în mai multe feluri, pentru ca și începătoarele să reușească să înțeleagă. Cele avansate, pentru ele e suficient să se uite la model uneori, sau chiar dacă nu se uită la o schemă, se uită la, a văzut la mâinile mele cum am făcut, nu au nevoie de foarte multe explicații. Dar începătoarele au nevoie de mai multe explicații și sper să fiu destul de explicită. Deci două după croșet. Deci am făcut piciorușe triple neterminate, ultimul ochi l-am lăsat pe croșetă, la cele 3 și acum la următoarele 3. Vedeți că ele se arată cum se înclină una spre cealaltă și parcă ne roagă să le strângem, să le unim într-un punct. Deci două după croșetă. Piciorul triplu neterminat, ultimul rămâne pe croșetă și la următorul. Strângem toate într-un singur punct, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Pe mijloc aici din cele 3 facem picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 4, 5 și repetăm, le strângem pe celelalte și apoi pe astea ultimele 3 iar le strângem singurele. Continuăm exact cum am făcut și până acum. Și am ajuns aici la capăt, unde îi strângem doar pe cei 3, exact ca la început, pentru că nu mai avem o următoare steluță. Deci îi strângem piciorul triplu, luat prin față, piciorul triplu neterminat, 1, 2, 3, 4. Scoatem prin toate 3 și acum, pentru că suntem la sfârșit de rând, o să facem exact ca la primul rând aici. Un picioruș triplu, deci este piciorușul din margine. Da? Și exact aici, unde au fost unite piciorușele, unde avem piciorușul scurt, la întoarcerea rândului, facem un picioruș triplu terminat. Da? Acum, un ochi de lanț. Întoarcem,
un ochi de lanț, un ochi de lanț, așa, un picioruș scurt, exact în primul, sub ochiul de lanț. Și acum, patru piciorușe, patru ochiuri de lanț, pardon, 2, 3, 4. Și vom continua exact ca pe rândul, al doilea rând. Deci, dăm de două ori după croșetă și exact aici, în ochiul acesta, exact cum am făcut noi în al doilea rând, aici. Deci, facem o grupă de 3 piciorușe, de 3 piciorușe triple. 1, 2. Aici, la început și la sfârșit de rând, dacă faceți o formă dreptunghiulară, aici e posibil pentru începătoare să fie un picuț mai dificil. Dar vă dați seama că dacă luați pas cu pas și faceți, repetați de 2-3 ori, vă dați seama apoi cum se lucrează. Așa, acum un ochi de lanț, exact aici unde a fost picioruș scurt pe rândul anterior, facem picioruș scurt, un ochi de lanț și acum, exact unde au fost strânse grupele pe rândul anterior, vom face din nou două grupe de 3 piciorușe scurte. Deci, dăm de două ori după croșetă, exact în punctul unde au fost unite, aici, facem grupele de... Se repetă lucrul. O picioruș triplu neterminat. Ba nu, terminat. Acum facem grupele, despărțim, practic. Da. Am strâns, deci pe un rând, pe față strângem, iar pe dos continuăm. Deci doar pe fața lucrului strângem grupele. Da? Este și asta o regulă. 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț, unu, doi, trei, un ochi de lanț, exact unde am strâns pe rândul anterior, adică unde am strâns, unde am făcut piciorușul scurt, între grupele de, de câte 5 ochiuri de lanț. Deci, ochi de lanț, picioruș scurt, ochi de lanț. Acum, unde au fost unite, mai facem exact în același punct două grupe de câte 3 ochiuri, 3 piciorușe triple terminate de data aceasta. Deci, pe dosul lucrului facem piciorușele triple terminate, și practic despărțim, facem în continuare, facem celelalte două părți pornite în același punct, pentru că în fiecare punct sunt 4. Deci pe fața lucrului le strângem, iar pe spatele lucrului pornim următoarele. Asta este regula. De fiecare dată și practic se repetă. Deci 1, 2, 3. Dacă n-am fost explicită pe undeva, puteți să mă întrebați, nu e cu niciun fel de supărare. 3 ochiuri de lanț, despărțitoare de grupe și acum încă 3 piciorușe triple în același loc. 2, 3, un ochi de lanț, exact unde a fost piciorușul aici, facem un picioruș scurt. Și uitați ce frumos, ce frumos iese. Deja se văd primul rând de steluțe, deci un rând de steluțe este terminat. Acum pornim cel de-al doilea rând de steluțe. Practic se formează când se pornește. Deci avem un petalele de la steluța aceasta, vor fi primele petale de la steluța următoare. Vedeți că ele alternează. Uitați că și aici se vede foarte bine. Deci de la steluța aceasta, partea aceasta este și de la steluța următoare. Asta e și de la steluța următoare. Ele se așează și se împletesc foarte, foarte, foarte frumos. Și astfel se repetă alternativ exact cum v-am arătat. Aceasta este propunerea mea pentru această vineri. Dacă vă place,
Dacă v-a plăcut, vă rog să dați like, să dați share, să distribuiți pe pagina voastră ca să vadă cât mai multă lume un astfel de model. Pentru că de obicei astfel de modele le găsim pe YouTube, dar le găsim într-o limbă străină și nu, mai ales începătoarele nu se descurcă foarte ușor cu toate explicațiile într-o limbă străină. Limba rusă, poloneză, chiar și engleză, nu toată lumea știe engleză. Ne revedem data viitoare cu un nou tutorial. La revedere!